perspectiva calendarului, cum vedeți pusă în practică sau mai întâi adoptată această... Da, regulamentul în acest moment schimbare. Se află într-o fază, după multe întârzieri, de negociere. Sper că vor începe negocierile între Parlament și Consiliu. Parlamentul a adoptat deja un an în urmă regulamentul, mai mult de un an a fost adoptat acest regulament. Consiliul, în sfârșit, președinția italiană a reușit să aducă un text, să facă un, să discute și să elaboreze un text. Acum sper să începem negocierile între Parlament și Consiliu și să încercăm să ajungem la un compromis. Sunt câteva puncte divergente în cele două texte. Eu sunt convins că dacă ne așezăm la masă, reușim să găsim un compromis. Numai că există încă o poziție a începe dialogul, pentru că se știe că dacă începe dialogul, se ajunge la un compromis. Mulțumesc, dumneavoastră, sunteți raportor. Poate doriți să adăugați ceva ce nu a fost cuprins în acest interviu? Da, deci ceea ce încerc eu să fac este să duc la capăt acest regulament. Trebuie să se înțeleagă, repet, că un regulament, o lege europeană, trebuie să fie benefică pentru toată lumea. De aceea cred eu că acest regulament trebuie să ajungă la promulgare, pentru că aduce beneficii atât industriei, să spunem, de la sol, cât și industriei transportatorilor aerieni și mai ales pasagerilor. Deci trebuie să ajungem pentru cetățeanul european la un punct comun. Și un orizont de timp? În mod normal, dacă ne așezăm la masă, în câteva luni îl terminăm. Eu sper să reușim în președinția Letoniei acum să facem acest lucru. Sper ca până în vară să reușim acest lucru. Dacă nu, până la sfârșitul anului ar fi și chiar și până la sfârșitul anului ar fi un lucru foarte pozitiv. Mulțumesc frumos, v-ați ales o temă grea pentru care să fiți da, raportor. Da, este o temă suficient de complicată. În momentul în care atingi, interesele unor societăți, oamenilor, întotdeauna există discuții. Există o dispută cu sindicatele, bineînțeles, în acest domeniu. Există o dispută chiar cu companiile de prestatorii de servicii de control de trafic, care încearcă să-și păstreze în acest moment beneficiile și privilegiile. Dar eu zic că se poate ajunge la un punct comun.